În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. De ce le spune nu voie să fiți în necunoștință? Pentru că ei erau în necunoștință. Și aici vreau să fac o precizare încă de la început. Aceste daruri spirituale nu e cea mai bună traducere, pentru că termenul folosit nu este carisma, carismatic, de unde vine carismatic, ci termenul este pneumaticon, adică manifestări spirituale sau om spiritual. Probabil cea mai potrivită traducere ar fi în ce privește omul spiritual care are manifestări spirituale. Fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Abia în versetul 4 apare termenul care în mod este consacrat pentru daruri. Aici nu este termenul pentru daruri. Și de aceea Pavel începe vorbirea despre daruri pornind de la cum definești omul spiritual. Și ei erau în necunoștință. Dar nu erau în necunoștință totală despre om spiritual sau manifestări spirituale, ci erau în necunoștință cu privire la adevărata învățătură, învățătura lui Hristos, a bisericii, cu privire la omul spiritual, darurile spirituale, manifestările spirituale. De ce spun asta? Pentru că Pavel, uitați-vă, versetul 2 continuă și zice, aduceți-vă aminte, când erați păgâni, vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. Ce vrea să spun apostolul Pavel este că ei nu că nu știau nimic, ci că aveau o definire a omului spiritual, a manifestărilor spirituale, care venea din experiența lor anterioară, dinainte de a fi credincioși creștini. Venea din religiile păgâne. Când erați păgâni, voi aveați experiențe spirituale. Voi ați fost învățați ce înseamnă om spiritual. Și cunoașterea voastră despre manifestări spirituale, om spiritual, este de acolo, din păgânism. Și voi ați venit cu ea în biserică și acum voi definiți omul spiritual din punct de vedere al creștinismului după tiparul de afară al păgânismului. Dați-mi voi să descriu puțin lucrul acesta ca să înțelegem mai bine. Să nu avem impresia că Spiritul e unul singur, Duhul Sfânt, și că există doar o singură modalitate de manifestare spirituală, cea a Duhului Sfânt. Nu. În vremea în care scrie Pavel, o grămadă de religii practicau manifestări spirituale. Recunoșteau omul spiritual după anumite manifestări. Existau anumite manifestări pe care ei, când le vedeau, spuneau, ăsta e om spiritual. Ăsta este călăuzit de către Spirit. Respectiv, ei erau conștienți că există forțe supranaturale sau forțe demonice care te mișcă, care te călăuzesc, care te duc într-o stare de transă sau într-una de extaz sau care te fac să săvârșești anumite acțiuni ciudate. Și când ei vedeau lucrul acesta, spuneau om spiritual, manifestare spirituală. Și repet, era ceva obișnuit. În majoritatea religiilor sau religiilor misterelor era ceva normal. Ba mai mult decât atât. Aceste mișcări spirituale, respectiv intrarea în transă sau extazul sau manifestări ciudate, erau privite ca o autentificare clară a realității implicării forței divine. Cu alte cuvinte, dacă
Vrei să știi că un om este spiritual și că manifestarea aceea are în spate forța divină, trebuia să fie fie transă, fie extaz, fie diferite manifestări ciudate. Și când vedeai lucrul acesta, spuneai clar, omul acesta este spiritual, este călăuzit de o forță divină. Există un citat din vremea respectivă în care cineva mărturisește ceva de felul acesta. Un fel de Dumnezeu sau demon ne duce departe unde vrea el și este imposibil să-i rezistăm. Aceasta era manifestare spirituală. Un fel de Dumnezeu sau de demon ne duce unde vrea el, ne călăuzește, după cum erați călăuziți când erați păgâni. Vă duce unde vrea el și nu te puteai împotrivi, pentru că e forța divină. Acesta era tiparul manifestărilor spirituale din Corint. Aceasta era practica, învățătura pe care o trăiau creștinii în Corint. Și acum Pavel vine și spune fraților, în ce privește omul spiritual, manifestările duhovnicești, nu vreau să fiți în necunoștință. Dați-mi voie să mai spun ceva. Tare mie că biserica de astăzi e cam în necunoștință. Nu știu când ați auzit ultimele învățături în ce privește omul spiritual. Ce e la om spiritual? Sau manifestări spirituale? Majoritatea dintre noi avem o învățătură venită pe diverse canale. Ba practica lui X, ba practica lui Y, ba întâmplarea, ba... Fraților, spune Apostolul Pavel, nu voi să fiți în necunoștință. Și atunci ce-i de făcut? Și Pavel în versetul 3 vine și face afirmația centrală a textului nostru. Adevărata manifestare a Duhului Sfânt nu poate face ceva și adevărata manifestare a Duhului Sfânt poate face ceva și doar prin El se poate face ceva. Respectiv, criteriul autentic de evaluare a spiritualității nu este manifestarea spirituală în sine, ci declararea lui Iisus ca Domn prin manifestarea spirituală. Repet, criteriul autentic de evaluare a spiritualității sau a manifestării spirituale nu este manifestarea spirituală în sine, pentru că și demonii se manifestă spiritual, ci declararea lui Iisus ca Domn prin acea manifestare spirituală. Asta spune Apostolul Pavel. De aceea, deoarece aveți o învățătură falsă care nu vine din învățătura apostolilor și prorocilor, ci vine din cultele păgâne, de aceea, dați-mi voie să vă spun ceva, spune Apostolul Pavel. Vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu spune Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Permiteți-mi să desfac puțin cele două afirmații. Manifestarea spirituală, autentică, niciodată nu-L anatemizează pe Iisus. Nu știm exact ce se întâmpla în biserica din Corint, încât Apostolul Pavel face această afirmație. Nu știm. Putem presupune, da. E posibil ca în timpul extazului sau în transă, unii să vorbească despre Domnul Iisus și să-L blasteme pe Domnul Iisus. Pentru că asta înseamnă anatemizare, anatemiza, a blestema. Sau a-L pune sub blestem. Sau înseamnă a aduce blestem.
Și de aceea e posibil ca unii în extaz sau în transă sau în manifestările ciudate să spună Iisus e blestemat de către Dumnezeu. Sau Iisus aduce blestem. Și așa mai departe. Nu știm, e posibil. Știm sigur că uneori creștinilor li se cerea să-l anatemizeze pe Hristos ca dovadă că sunt fideli împăratului. Asta știm. Și de aceea cel care spunea Iisus să fie anatema, spune nu-i de la Duhul Sfânt. A doua afirmație vine și spune manifestările spirituale autentice întotdeauna îl declară pe Domnul Iisus ca Domn, pe Iisus ca și Domn. Sunt mai multe lucruri care le presupune lucrul acesta. Odată erau declarațiile doctrinare care se făceau în biserica primară. Unele le găsim și în ziua de astăzi. Dacă îți mergeți la bisericile reformate, veți observa că fiecare întâlnire înseamnă rostirea crezului de la Nicea. Dacă mergeți la biserica catolică, același lucru. Se rostește esența învățăturii creștine. Lucrul acesta se făcea și în biserica de început. Dar era o practică, și anume, când se rostea crezul, printre care și aceasta Iisus este Domn, erau prezenți în biserică doar credincioșii, membrii bisericii. Toți ceilalți, aparținători, vizitatori, inclusiv cei care erau în stare de cateheză, se pregăteau de botez, erau scoși afară. Pentru că singurii care trebuie să declare că Iisus este Domn, sunt cei pentru care Iisus este Domn cu adevărat. Iar această declarație nu era doar una formală, ci era o declarație de credință. Era o declarație prin care declarai fidelitate, credincioșie lui Iisus ca Domn, indiferent de circumstanțele prin care treci. Chiar dacă va veni trimisul împăratului și îți va cere să arzi stămâie în cinstea lui Cezar, tu trebuia să declari, este un singur Domn, Iisus Hristos. Și asta putea să te coste libertatea, să te coste averea sau să te coste viața. De aceea, în vremea respectivă, a declara că Iisus este Domn presupunea această fidelitate, această hotărâre că pentru tine El e stăpânul. Și nu recunoști nicio altă autoritate. Tu trăiești pentru El, în deplină ascultare de El. Dar dacă textul s-ar opri aici, ar fi prea puțin. Pentru că am înțelege prea puțin ce înseamnă să-L declarăm pe Iisus ca Domn. Și de aceea textul merge mai departe. Și omul spiritual este acel om care prin manifestarea Duhului în el și prin el îl declară sau manifestă domnia lui Hristos în el. În biserica din Corint, ei considerau că nivelul cel mai înalt al spiritualității, unii chiar spuneau sau cred că în biserica din Corint existau sau se propovădeau două feluri de creștini, creștini de rând, cei fără daruri. Îi găsim în capitolul 14, dacă mai țineți minte. Da? Intră unul fără daruri, creștini de rând. Și apoi supercreștinii, creștinii superiori. Și omul spiritual este creștinul superior, supercreștinul. Dar ca să ai acest statut, trebuia să ai un semn,
o anumită manifestare care să autentifice că ești om spiritual. Mai țineți minte? Forța divină se manifestă prin anumite manifestări. Și doar acele manifestări autentifică că tu ești în legătură cu divinitatea și că divinitatea se manifestă prin tine. Această gândire era specifică bisericii în Corint. Și pentru ei, vorbirea în limbi era dovada autentică, cea mai clară, că sunt oameni spirituali. Și de aceea umblau după această vorbire în limbi. La vremea potrivită vom reveni. Ce vreau să spun aici este că acest dar din versetul 4, darurile spirituale, este folosit ca și termenul pentru o înzestrare, dăruire extraordinară pe care Spiritul o conferă celor aleși. Aceasta e harisma, harul. Vine de la har, carismatic. De acolo vine, de la carismata, har, harismata, manifestarea harului. Și, repet, în lumea păgână era de la sine înțeles că sunt oameni aleși când au anumite manifestări. Creștinii din Corint au adus acest principiu în biserică și au zis, dovada că ești ales, ești special, ești altfel, e vorbirea în limbi. Nu știm de unde au adus aceasta, sunt mai multe presupoziții, nu-i vreme să discutăm acum. Dar, de la versetul 4 și tot restul capitolului, Pavel vine și explică, din felul în care înțeleg eu textul, ce înseamnă să-L declar pe Iisus ca Domn. Ce înseamnă că Duhul Sfânt, când se manifestă, îl declară pe Iisus ca Domn. Și începe uitându-se la Trinitate. Spiritualitatea autentică presupune obligatoriu o diversitate de manifestări spirituale. Autentica spiritualitate cere în mod obligatoriu o diversitate de manifestări spirituale. De unde reies lucrurile acestea? Repet, versetul 3 este afirmația de bază. Când Duhul Sfânt se manifestă, îl declară pe Iisus ca Domn. Dar ce înseamnă să-L declare? E doar o vorbă? Nu, nu, nu. Și Pavel, în restul capitolului, vine și ne explică ce înseamnă să-L onorezi pe Iisus ca și Domn. Și primul lucru care îl spune este, dacă vrei să înțelegi cum e cu manifestările spirituale și care sunt cele autentice, uite-te la Trinitate. Un singur Dumnezeu, unul, și totuși trei persoane. Și aceste trei persoane nu se manifestă în uniformitate. Deși toate sunt Dumnezeu, nu se repetă una pe alta, nu se imită una pe alta. De ce? Pentru că Duhul e cu darurile, Fiul este cu slujbele și Tatăl este cu lucrările. Unul manifestat în diversitate. Fiecare dintre cele trei persoane ale Trinității se manifestă diferit. De aceea a spune că doar o formă și doar o formă denotă spiritualitate, om spiritual, este în contradicție cu felul în care se manifestă Trinitatea. Trinitatea nu se manifestă uniform, ci diferit, divers. Tatăl lucrează, Fiul responsabil de slujbe și Duhul responsabil de daruri. Mai mult decât atât, zice Apostolul Pavel, nu numai că fiecare este responsabil diferit de ceva și face ceva diferit față de celelalte două persoane, ci și fiecare când face ceva, face diferit. Pentru că Duhul nu dă doar un dar,
ci sunt felurite daruri pe care le dă același Duh. Și sunt felurite lucrări pe care le face același Dumnezeu. Și sunt felurite slujbe pe care le face același Domn. Deci nu doar că sunt persoane diferite care se manifestă diferit, ci fiecare la rândul lui când se manifestă, o face de fiecare dată diferit. De aceea a spune că există un singur fel de manifestare a autenticei spiritualități vine în contradicție cu felul în care se manifestă nu doar Trinitatea, ci fiecare persoană a Trinității la rândul ei. Poate ar fi cazul, dacă toți suntem la versetul 4 și vorbim de daruri, să spun câteva cuvinte despre felul în care Pavel înțelege darurile și Scriptura înțelege darurile. Și dacă ne uităm puțin pe lista celor 9 daruri de care vorbește manifestarea ale Duhului de la versetul 7 la versetul 11, găsim unele daruri care n-au nimic de a face cu supranaturalul. Să vorbești despre înțelepciune sau să vorbești despre cunoștință. Sigur că sunt unele care presupun, știu și eu, ceva special, cum este tămăduirea, minunile, vorbirea în limbi. Dar mai găsim și în alte texte, de exemplu, darul cârmuirilor, adică administrator, sau darul ajutorărilor, facerii de bine. Sunt daruri spirituale. Și atunci, ce e un dar spiritual? Majoritatea dintre noi, repet, ne imaginăm că darul spiritual trebuie să fie ceva pe care, într-un mod special, ți-l dă Duhul Sfânt și doar acel dar supranatural este dar spiritual. Nu. Dar spiritual este orice manifestare a Duhului Sfânt prin tine, spre celălalt. Asta e dar spiritual. Dar spiritual este orice pe care Duhul Sfânt îl ia, pentru că tu ești dispus să-l oferi, și îl folosește ieșind spre celălalt, manifestându-se spre celălalt. Și de aceea găsim daruri care nu sunt altceva decât înzestrări naturale. Să știi să vorbești despre cunoștințe este o înzestrare naturală. Să știi să administrezi este o înzestrare naturală. Să știi să te ocupi de bolnavi este o înzestrare naturală. Unde e spiritualul aici? Păi nu este în faptul că ți l-a dat Duhul Sfânt, ci în faptul că Duhul Sfânt se manifestă declarându-L pe Iisus ca Domn prin tine spre folosul celorlalți. De aceea, dacă vă frământați cu aveți sau nu aveți dar, pe, dacă ești făptură umană, nu se poate să n-ai ceva în zestrare. N-ai cum să n-ai dar. Și nu la voia întâmplării, versetul 7 zice, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, dar îi se dă spre folosul celuilalt. Toți avem. Întrebarea este dacă lăsăm ca Duhul Sfânt să-L facă dar spiritual, declarându-L pe Iisus ca Domn, prin felul în care s-a folosit acest dar. Am închis paranteza și dați-mi voie să revin. Deci, ce înseamnă să-L declar pe Iisus ca și Domn? Păi uite-te la Trinitate, cum e Trinitatea? Diversitate. Cum se manifestă Trinitatea? În diversitate. Păi nu poți să spui că Iisus se manifestă altfel, că Duhul Sfânt se manifestă altfel în biserică decât se manifestă în Trinitate. Adică în Trinitate se manifestă divers și în biserică un singur dar demonstrează spiritualitatea. Ci diversitatea este specifică Trinității. Apoi, uitați-vă, vă rog, și trec foarte repede peste versetele 7 la 11, pentru că deja, într-un fel, le-am accentuat. Pentru că problema era legată de Duhul Sfânt, de spiritualitate, de la versetul 7 la 11, Pavel ia Duhul Sfânt și vorbește despre el. Și dacă vă uitați în text, sunt două lucruri accentuate. Unul, diversitatea darurilor, unicitatea sursei. Diversitatea darurilor, unicitatea sursei. Uitați-vă cum începe. De pildă,
Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Și apoi continuă. Altuia îi este dat să vorbească despre cunoștință și ascultați expresia. Prin același Duh. Uitați-vă mai departe, versetul 8. Credința prin același Duh. Darul tămăduirilor prin același Duh. Și apoi se enumeră câteva în versetul 10 și uitați-vă versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Adică același Duh se manifestă diferit. Unul vorbește de înțelepciune, altul de cunoștință, altul tămăduiri, altul minuni, altul vindecări, altul vorbire în limbi, altul tălmăcirea limbilor și altul credința. Care dintre ei are Duhul Sfânt și este om spiritual? Răspundeți-mi, vă rog. Care dintre ei are Duhul Sfânt și este om spiritual? Toți. Poți pretinde că doar un anumit dar demonstrează prezența Duhului Sfânt? Pavel zice, sunteți nebuni. Pentru că același Duh dă și asta, același Duh dă și asta, unul, observați? Unul și același Duh se manifestă diferit. Și apoi, de ce se manifestă diferit, vine întrebarea. Și ce legătură are asta cu Hristos? Păi, Duhul Sfânt unul se manifestă diferit deoarece Hristos unul are mai multe mădulare. De ce unul Duhul Sfânt dă daruri diferite? Explicația o găsiți de la versetul 12. Uitați-vă cum începe următorul paragraf. Căci, da? Duhul se manifestă diferit spre folosul altora, după cum voiește El, din pricina a ceea ce este Hristos. Duhul se manifestă diferit și după cum voiește El și spre folosul altora, din pricina ceea ce este Hristos. Repet, uitați-vă la legătura dintre paragrafele 7-11 și apoi 12 în jos. 7 zice, fiecare este dat arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul, același, dar diferit, și apoi cum vrea el. De ce toate acestea? Căci, și vine explicația. De ce cum vrea Duhul? De ce spre folosul altuia? De ce diferit? Pentru că așa este Hristos. Uitați-vă cum se termină versetul 12. Tot așa este și Hristos. Și cum e Hristos? Cum e și trupul? Și cum e trupul? Unul singur și multe mădulare. Deși mai multe mădulare, nu sunt mai multe trupuri, ci este unul singur. Așa și Hristos. Hristos e unul. Dar are mai multe mădulare. Și apoi vine și mai adaugă. De ce Duhul Sfânt o face diferit? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne aduce într-acel unul. Nimeni nu vine în trupul lui Hristos decât prin Duhul Sfânt. Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Dar de ce de un singur Duh? Ca să alcătuim un singur trup. Același Duh ne-a botezat pe toți pentru că toți intrăm în același trup. Dar ne-a botezat pe toți în același trup, nu același mădular, ci ne-a botezat pe fiecare ca alt mădular și de aceea Duhul Sfânt se manifestă diferit, pentru că un mădular face una și un mădular face alta, dar același Duh care când se manifestă, se manifestă diferit. Dacă s-ar manifesta la fel, spuneți-mi vă rog, ar mai fi Hristos trup? Nu! Pentru că ar fi un mădular, dar Hristos este trup, unul cu multe mădulare și de aceea când Duhul Sfânt se manifestă, ne aduce pe toți același Duh în trupul lui Hristos, pentru că e unul, dar când se manifestă acel unul, se manifestă diferit, pentru că sunt diferite mădulare.
Păi ce înseamnă să-L declare Duhul Sfânt pe Hristos ca Domn? Să declare că Hristos este unul. Și cine e lui Hristos? Baptiștii sau pentecostalii? Catolicii sau ortodoxii? Reformații sau catolicii? Grele întrebări v-am pus. Răspunsul e mult mai simplu. Nici unul, nici alții, ci toți. Toți care? Botezați de Duhul Sfânt. Punct.